Bună ziua, bună vreme, bine v-am găsit, dragi oameni buni! Ce mai faceți? O iarnă nespus de frumoasă la Cluj. Astăzi o ediție specială, oamenii Clujului, oamenii Transilvaniei, oamenii țării. Într-o zi frumoasă, un om frumos, nu vă spun, uitați-vă! Un picior făcut în cânt și dintr-o țâță am sub pământ și din cealaltă vale deal și-o piept de spart pentru Ardeal. Eu mi-s picior făcut în cânt și dintr-o țâță am sub pământ și din cealaltă vale deal și-o piept de spart pentru Ardeal. Nici n-am cerșit, nici n-am furat, nici cine mi-a greșit n-a stat. N-am fost nici slugă, nici stăpân, doar tatăl meu murea român. Eu mi-s picior făcut în cânt și dintr-o țâță am sub pământ și din cealaltă vale deal și-o piept de spart pentru Ardeal. Nici n-am cerșit, nici n-am furat, nici cine mi-a greșit n-a stat. N-am fost nici slugă, nici stăpân, doar tatăl meu murea român. În datinii scrise greu cu sânge mor înfășat, a nu mă frânge. Și maica mi-arăta pe porți un calendar făcut cu mult. Și iarăși vale, iarăși deal, când nas româncele Ardeal. Și iarăși vale, iarăși deal, când nas româncele Ardeal. Am ajuns la locul faptei. Suntem, cum v-am spus, la restaurantul Chios, unde gazdă ne este domnul Ștefan Gadola, ca de obicei, și invitatul nostru, larg recunoscut, Florin Piersic. Bine ai venit, Florin! Mulțumesc! Bă, ai văzut ce am început? Da, 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 foarte bine, extraordinar. Era din Froșpanul pregătit când ai luat premiile Gopo, Gopo, da. Doar că noi am pus muzica lui Alexandru Frățilă. Am înțeles. De aici, de la Balada pentru Transilvania. Da, da, da. Eu zic să începem cu domnul Gadola. Bine, sunt de acord. Că trebuie să-i dăm drumul, știi? Da. Domnul Ștefan Gadola, vă mulțumesc foarte mult că ați venit și eu care sunt invitat aici de către Vaida, mi-aduc aminte cu foarte mare plăcere un profesor al meu, care nu știa ce predă. El venea cu un caiet, cu o cărticică, pe care scria apărare locală anteriană. Adică ala. Și noi, ca să glumim cu el, îi spuneam, domn profesor, ala bala portocală, îl chema Vaida. Oh. Îl chema Vaida, că eu de asta am să povestiți. Și la un moment dat, el a spus, mă, nenorociților, dar vorbea ardelenește extraordinar. Pe el l-am imitat eu când l-am făcut pe Chicoș Rostogan din Caragiale. Onorat auditoriu, vom căuta să ne rostim. Așa vorbea el. Pe metoda, da. Și el la un moment dat a zis, mă, tâmpiților, le zicea nouă. Și noi râdeam, că vedeam că ne ia în balon, că nici el nu știa ce trebuie să spună. Zice, mă, asta nu e ala bala portocala. Asta e o chestie, mă, care trebuie să o înțelegeți. De exemplu, eu vă spun vouă, știți ce e o bombă brizantă? Noi, domn profesor, noi nu știm. Noi știm ce e bombă, dar bombă brizantă nu. Mă, sunteți proști ca noaptea. Bomba brizantă, dacă țică în cap, te trăsnește pe loc. Asta, așa a rămas el pentru noi. Vaida îl chema Simion Spătar, era băiatul lui. Mă rog, e greu. Da. Eu îți vorbă lungă, încep ușor și termin greu. Mulțumesc. Dar lăsăm pe domnul Ștefan Gadola, Gadola care o venit. Hai că are emoții, Ștefan, de data asta. Dar de ce să aibă emoții? Deci, într-adevăr, trebuie să spun că am emoții și mulțumesc din tot sufletul magnificului magnific. Florin Piersic, fiindcă e magnific. Pentru mine este magnific.
pentru că a acceptat invitația să participe la această emisiune. Da, cu drag. Și vreau să spun câteva lucruri din amintirile mele. Așa. Eu am făcut facultatea la București. Așa. Și în 1974, da, v-am văzut prima dată într-o piesă de-a lui Caragiale, Năpasta, în rolul lui Ion nebunul, da. Lui Ion. Sigur că am fost foarte curios să-l văd pe Florin Persic. Da. Și de acolo, fiindcă am spus, repet, am făcut facultatea, v-am văzut și în Richard al III-lea, în Gaițele. Da, în Gaițele, și... Richard al III-lea. Și mai înainte, când m-am întâlnit cu dumneavoastră, mi-ați spus că ați văzut și Zbor deasupra cuibului asta de cuci. Asta am văzut-o în 83, parcă atunci a fost premiera. Premiera, da. Extraordinar, ce le știe. Sunteți, stă bine cu Tărtăcuța. Da, da. Dar și... acum, haide, dacă m-ați și pornit, da, trebuie să vă spun că am văzut și anul trecut, în, cât a fost în decembrie, da, ultima piesă, Străini în noapte, cu Medea Marinescu. Da, da. Trebuie să vă spun 2 ore. Da, vă spun că sunteți magnific, fiindcă 2 ore să spui și să vorbești, să faci acele replici, este extraordinar. Da, asta e profesia noastră. Da, și fiindcă... Da. Nu vreau să lungesc, și fiindcă tot vine un eveniment deosebit, săptămâna viitoare, aș vrea să vă spun la mulți ani. Mulțumesc! Face o vârstă frumoasă, infinit plus infinit. Da. 88, da, da. Infinit, infinit, așa, da? Extraordinar. La mulți ani. Mulțumesc, excelență. Multă sănătate și doresc să vă văd de multe ori în multe spectacole. Mulțumesc! Mulțumim, Ștefan! Dată, mulțumesc că ați venit! Și... Florine, propun să lăsăm să meargă să ocupe de protocol. Da, de protocol. Și după aia noi ne întâlnim aici, oameni buni, și începem. Vă dați seama. Că a zis Florin, deci încep ușor și termin greu. Hai, da, că și noi începem ușor. Florine, uite-te să te vezi când aveai vreo 35 de ani. Extraordinar. Uite, hai! Pasăre a tinereții, zbor cu ochii închiși în noaptea vieții. Ieri trăiam povești, azi când îmi lipsești mă întreb unde ești. Dulce pasăre a tinereții, pleci și lași în loc umbra tristeții. Când te-ai dus nu știu și să te rețin, mi-e greu și târziu. N-am știut să aleg căci ai zburat prea sus de adevăr și astăzi abia înțeleg. Primăverile trec și simt toamna-n păr, tristul adevăr. Toamna, dulce pasăre a tinereții, prea târziu înveți cânte cu vieții. Ieri trăiam povești, azi când îmi lipsești mă întreb unde e. Da, da. Dulcea pasăre a tinereții. La pian era Edmond Deda, nu? Edmond Deda, da. Asta era o filmare din 1973. Bravo. Câți ani erau în 73? Nu știu câți ani aveam, dar eram tânăr de tot. Tot cam așa. Să da, nu uit, să-mi fac datoria față de colegi. Era o emisiune realizată de Sandu Bocănet și de Ovidiu Dumitru. Exact, da. Și era o rubrică acolo, Actorii cântă. Exact. Și la rubrica asta el a interpretat melodia principală din muzică. Dulcea pasăre a tinereții, care mai târziu, da, a fost, ca să spun așa, leitmotivul muzical a spectacolului în care jucam eu un rol excepțional. Jucam pe Chance Wayne,
într-o piesă care împreună cu Carmen Stănescu am jucat-o ani și ani de zile. Excepțional ale tenisului. După tenisul Williams era, da. În film a jucat Paul Newman, parcă. Paul Newman, da, a da. Jucat Paul Bun. Newman, foarte bine ați spus. Hai da. Să ne întoarcem la ale noastre, ca ale noastre toate. În stilul ardrănesc și al lui Vaida a fost profesor da. Al lui Florin. Da. Atenție, mi-a spus să-i spun Florin. Da. Așa îi place. Am zis, maestre, s-a tăiat? Am zis, domnule, s-a tăiat? Florin. Așa că să știți, să nu îmi puneți în spate multă impolitețe, că așa am convenit noi. Nu, dar mi-ar place să-mi spui Bun, Florin și așa mi-ar atunci, place să-mi spună toți cu care mă întâlnesc. Popular, și aici, da, unde? Da. Popular, în Ardeal, da. Aveți în față pe băiatul lui Ștefan, al lui Ioan, al lui Toader. Foarte frumos, așa, așa e. Haideți să-i spunem cine sunt aceștia. Eram în Bucovina și, în Bucovina, mă rog, acolo am copilărit, ca să zic așa. De fapt, un lucru trebuie să vă spun neapărat. Clujul pentru mine este, în primul rând, este orașul meu natal. Aici, în Cluj, am văzut lumina zilei și, cum spunea Grigore Vieru, lumina prima dată un copil vede lumina nu pe cer, ci în ochii mamei lui. Pe mine mama mea, nu m-a iubit, m-a adorat. De asta trebuie să-ți spun ție și dumnealor care se uită acum la mine, că pentru mine, dacă există un om care l-am văzut, l-am știut, l-am simțit, a fost mama mea, care a fost ca o sfântă. De pământ, din Corlata, de unde era doamna? Mama mea era fiica preotului Pașcanu din Valea Seacă, la câțiva kilometri de Gura Humorului. Aha. Și acolo s-a născut ea împreună cu sora ei, acum se cheamă Livica, dar acum se cheamă ceva... Valea Moldovei. Da. Da, da, bravo, uite că știi foarte bine, da, e adevărat. Trecând Ceaușescu pe acolo, au spus, ce e asta, Valea Seacă? Există în România o Vale Seacă? Nu există așa ceva. Și a doua zi au schimbat ăștia și au spus, cum ai spus, Valea Moldovei. Ori trebuie să vă spun că acolo s-a născut mama mea și pentru mine este extraordinar să vă spun că le-am cunoscut și i-am cunoscut și pe sora ei, care este doamna Livia Pașcanu, care nu mai este, dar fiica ei, care este astăzi în Suceava, doctorița. Vera Gheorghiu. Vera Gheorghiu, uite că tu știi tot, că ți-am povestit. Vera Gheorghiu este acolo împreună cu doctorița Roxana Filip, care este o doctoriță excepțională. I-am spus zilele trecute, tu ai să fii și ai să rămâi până când eu noi mai fi doctorița sufletului meu. Ori asta am vrut să-ți spun, că acolo, în Valea Seacă, unde am fost și eu, am văzut și pomul lângă care se făceau mese acolo când da. Bunicul meu, preotul ortodox Isidor Pașcanu, își invita musafirii. Pentru mine, amintirea cea mai frumoasă e povestea pe care o știu. Dacă tot ai zis de Isidor Pașcanu, da. Îi să-i rog pe colegii de regie să dea Calupul 2. Ce în care asta? O să vedeți părinții și pe părintele Pașcanu. Isidor Pașcanu. Da, bine. Și o să vedeți, oameni buni, cu cine seamănă Florin. Zic eu. Da, o să constata singur. Bine, vizionul. Da. Și acum stăm. Uite, deja se merge. Bă, oamenii de acasă văd. Părintele, seamănă cu el, falnic, frumos, mândru. Da, 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 era extraordinar. Dar nu despre asta. Dar de Corlata, că am zis eu, despre am Corlata. Nu, dar acum nu vorbim de Corlata, vorbim de Valea Seacă, de Gura Humorului, da. Unde eu am fost în vizită de vreo două ori. Aha. Și mă emoționează numai gândul că cineva mi-a povestit cu mama mea într-o duminică, micuță, fiind de vreo 5-6 anișori, da. Cu o bocceluță în spate, a plecat pe drumul acestei comune. Și atunci i-a întrebat Veruța, i-a spus
pălimarul, care da. Știți ce e pălimarul, da. Cel de la biserică, biserică care da. Trage clopotele, stânge lumânările. Unde te duci tu? Și a spus, la Ierusalim. Era la peltică, da, la Ierusalim. Ce auzise ea în casă. Pentru mine toate poveștile astea înseamnă ceva. Pentru mine tot ceea ce e legat de copilărie, de asta, astăzi, te rog să înțelegi și vă rog să înțelegeți și dumneavoastră. Nu o să vă vorbesc despre profesia mea, pe care o iubesc. Nu o iubesc, o ador. Sunt înnebunit de faptul că în atâția zeci de ani am putut să fac atâtea spectacole, filme, emisiuni de televiziune. Mi-a fost drag să lucrez cu cei care m-au chemat și m-au ridicat într-un fel în fața publicului, pentru că dumneavoastră sunteți de fapt partenerii noștri, dumneavoastră, publicul, sunteți primul partener. Lasă partenerul din stânga, din dreapta, din piesele în care joc, din filmele în care am jucat, îi recunosc, îi știu, îi iubesc, le port amintirea extraordinară. Dar dumneavoastră, publicul, sunteți cei care ne catalogați și ne spuneți, ăsta e așa, aici a greșit, acolo a fost extraordinar, așa cum domnul Gadola a văzut, m-a lăudat și mai spus, mi-a mai spus și vârsta, că peste 6 zile, chiar pe 27, când ar putea să se întâmple lucrul ăsta, să joc piesa de care ai vorbit, Străinii în noapte, la Constanța. A câta oară ar fi asta? A 1280-a oară. Vă dați seama, e campioană în România această piesă, care o jucăm de 15 ani și această piesă de care vă vorbesc acum, deci Străinii în noapte, numai o clipă, te rog să fii atent da. La ce spun, această piesă pe care o jucăm acum a fost și este pentru noi incredibil. Un spectacol la care noi când ajungem, sălile sunt nu pline, arhipline. De ce? Eu spun ceva care nu îmi face plăcere. Poate că lumea de curiozitate zice, hai mă să-l vedem pe Florin ăsta. Florin ăsta trebuie să aibă aproape 100 de ani și e adevărat. Și atunci zice, să vedem să mai mișcă. Mă mișc și spun, pentru că atâta vreme cât eu am acceptat să viu aici la Sergiu Vaida, care e o bombă brizantă, care dacă cică în cap, trăznește pe loc. Trebuie să vă spun că eu am acceptat în primul rând pentru că m-am gândit. Nu mai vorbim de profesie. Da. De profesie mai știi și tu, mai știu și dumnealor care sunt pe aici, mai știu și prieteni de-ai mei, și cunoștințe, și poate chiar și spectatori mulți de profesie. Deci am făcut numai o clipă. Dar tot am o brizantă. O recunosc știu asta, imediat, stai. Imediat nu recunosc nimic, că nici nu văd așa la distanța asta. Dom'le, vreau să-ți spun doar atât. Că mai întrerup-mă și nu mai știu ce vreau să-ți spun. Nu, asta vreau să-ți spun. Că publicul e Dumnezeu nostru. Noi pentru El jucăm. De asta spun. Nu-mi vine să cred că această piesă, peste tot unde mergem, dovada cea mai bună, sigur. Acum, nu, taci. Îți spun un lucru, mă, ca să înțelegi un lucru. Nu se poate ca un impresar, cum e domnul Gheorghe Vlad, să spună, păi pe 27 e ziua lui Florin. Cum adică? Păi ziua lui, cât împlinește? 188 de ani. E extraordinar. Păi să mergem să-l vedem. Și lumea vine, chiar dacă o mai văzut piesa, că mulți spun, noi am văzut piesa, de ne drag să vă vedem pe dumneavoastră. Sigur că le e drag să-mi vadă și partenera da. Pe Medea Marinescu, dar le e drag să vină să vorbesc cu ei. Și atunci eu, care nu sunt astâmpărat deloc, uite-te în ochii mei, că cu tine vorbesc, vreau să-ți spun atât. Lumea vine și așteaptă să le vorbesc ceva. Lasă textul din piesă.
Asta știu, textul știu, știu ce se întâmplă. Iubesc această piesă pentru că multe din scenele din piesă le-am inventat eu în timp ce repetam, în timp ce jucam, din cauza publicului, pentru că el mă provoacă. Dar eu ies înainte, din când în când, și spun publicului ultimile mele impresii. Nu despre piesă, despre tot în general. Și lumea se bucură. De exemplu, acum, eu, Florin Piersic, am spectacol, ar trebui să joc la Constanța. Dacă o să ajung acolo, joc. Ce credeți că m-am gândit să spun? Că m-am gândit să spun cum am intrat eu odată în gară, ți-am povestit asta, am intrat în gară, că așteptam pe cineva și la un moment dat o țigancă de acolo zice: "Ea, bă, le-o dăm Florin. Ce faceți, domnul Florin?" Zic: "Ce să fac? Giugiulez mărzoiul, că asta e o vorbă de-a mea. O mai folosit-o cineva acum cu chestiile astea, cu ce au ei de făcut acum cu transportorii și cu toți săracii ăștia care să-ți bată acum să obțină și ei niște drepturi. Vreau să-ți spun că l-am auzit pe unul spunând Giugiulești Bărzoiu, asta de la mine o luat-o când mai eu am inventat asta, nu că eu am spus-o, am auzit-o și eu de la cineva. Giugiuliț Bărzoiu. Ce aia, mă, Giugiuliț Bărzoiu? Nu pot să vă explic, doar înțelegeți. Fiecare gândește ceva. Ce gândește ceva. Și vreau să-ți spun că eu intru la public, de exemplu, m-am gândit și să le spun cu țiganca care... Sunteți în Florin. Ia să vedeți, am aici un papagal. Cico, vorbește cu domnul Florin. Uite, Florin Piersic. Trage-i un bilețel lui domnul Florin. Să știți, domnul Florin, că bilețelul ăsta costă 25 de lei, dar pentru dumneavoastră o să fie 50 de lei, că dumneavoastră stați bine cu norocul. Și eu spun, zic, bine, scoate așa, scos biletul. Știți ce spune papagalul? Să vă spun, domn Florin, că o să trăiți 92 de ani. Îți dai seama că eu am 88 peste 6 zile și acum trebuie să număr zilele, că mai am 4. Mai am 4 ani. Păi în 4 ani de zile... De tușesc de 3 ori și s-au trecut și 4 ani. Mă, copile, eu îți mulțumesc că ai venit și că m-ai invitat. Stai să-ți spun ceva, că asta e important pentru mine. Nu vorbesc de profesie, nu de roluri. Că am jucat 64 de roluri în teatru și în 36 de filme, din care în 30 erau rol principal și de toate mă leagă amintiri. Dar cea mai frumoasă amintire a mea ar fi astăzi, întâlnindu-mă cu tine, cu dumnealor care stau aici pe platou și nici măcar nu zâmbesc. Toți au ochelari, toți sunt... Intelectuali. Da, bă. Intelectuali. Toți așteaptă o poveste, mai nu știu taci, cum. Taci! Nu mă opriți, stai să... Și atunci... Țineți în pahare că vă citesc ceva. Bine, citește ce vrei tu să citești, dar nu acum, stai că nu asta. Și asta am vrut să-ți spun, că pentru mine important este că totuși mai trăiesc 4 ani, așa cum zicea papagalul ăla, Cico. E un papagal. Dom'le, e un papagal, da. Cât aveți de aici, din jur, și cât sunt în țara asta care au papagal. Papagal, fi. Da, hai, și tu. Și-a murit de vreme. Lasă că și tu ai papagal. Iasă-mă dacă ghicești asta. Ce asta? Ce? Dragul meu Florin. Da, cine? Viața ne-a cam despărțit. Da, frumos. Dar eu nu pot să te uit. Da. Mă gândesc la tine cu multă tandrețe și îți urmăresc itinerariile. Frumos. Știu că nu ești tentat să revii în teatru. Da, plecasem de la Teatrul Național. Da. Clar. Dar e de datoria mea să semnalez o ipoteză peste care nu trebuie să treci cu ușurință. Bravo. Anul trecut am văzut la Paris Pe Alain Delon într-o piesă care a bătut toate recordurile. Asta, Străinii Noapte. Asta. Da. Este o comedie cu două personaje, da, un bărbat de vârsta lui Delon și o femeie de 30 de ani. Tot timpul reprezentației m-am gândit că e un rol pentru tine. Foarte frumos. Știu cine se scrie. Am făcut rost de text. Da. Cu mare greutate, da. L-am adaptat, da, și aș fi dornic să ți-l citesc. Da. Ar fi o reintrare eveniment. Cu cele mai bune gânduri,
Radu Beligan. Beligan, eram sigur că e scrisoarea și îmi pare bine. Acum nu te uita ce am mai scris pe aici. Da, da. Că... foarte frumos mi-a scris atunci și într-adevăr m-am dus, am citit piesa, mi-aduc aminte și unde am citit-o, pe o bancă, într-un părculeț și m-a impresionat atât de tare că e prima dată din toate propunerile pe care mi le-a făcut maestru Radu Beligan, Dumnezeu să-l odihnească, vreau să vă spun că din toate propunerile care mi le-a făcut, asta a fost prima când eu i-am spus imediat la telefon, zic, mi-a plăcut piesa grozav și aș vrea să o joc. Și vorbești serios, Florinel, tu crezi, vorbești serios, zic, da, foarte serios, zic, și atunci apucă-te, ce să mă apuc? Eu textul mi-l dați și eu am să încep să-l învăț. Trebuie să vă spun că n-am știut și bine a spus cine a spus. Este extraordinar că maestru Beligan ți-a găsit această piesă, pentru că tu poți să apari în fața publicului într-o piesă pe care o iubești. Îți place ce se întâmplă în piesă și te reprezintă. Da. Foarte multă lume, ascultând și văzând această piesă, îmi spun, mă, dar tu ai scris-o asta? Zic, nu, a scris-o. Erika Sud, nu, zice, extraordinar. Nu-mi vine să cred, este așa o chestie naturală. Asta e legat de piesă. N-am vrut să începem așa, pentru că am vrut să vorbim despre Cluj. Strada Bolintineanu. Strada Bolintineanu, bravo, asta e întrebare frumoasă. Strada Bolintineanu, care atunci se chema și Câlcei Uțo. Și eu stăteam la numărul 10. Asta e în cartierul Andrei Mureșan. În cartierul Andrei Mureșan, toate le știi, firea aia naibii să fii, ești că ce minte ai. Am documentat. Stai aici, uite-te în ochii mei. Ori vreau să-ți spun așa, vreau să-ți spun doar atât. Că acolo, pe Andrei Mureșan, în prima dată în viața mea, prima dată în viața mea, m-am așezat la un pian, știind să cânt la pian, pentru că profesorul meu de pian era un om care, în afară de faptul că era mare pianist, contrabasist și așa, vreau să spun că acest om, Johnny Răducanu, dacă ai auzit de el, știi, așa, și domnul Lucaciu, care era fratele cântăreței de la opera Teodora din București, Lucaciu. Teodora Lucaciu. Vasile. Cu care eu, așa, și Vasile, Vasile, probabil, nu știu dacă Vasile, mă rog, Vasile Lucaciu, el m-a învățat să cânt la pian. Și eu mă duceam cu acordeonul pe acolo, prin cartier, prin strada Bolintineanu de care spuneai, unde cine credeți că mai locuia mai sus de mine? Ion Piso, care am aflat astăzi, nu astăzi, ieri, alaltă ieri, că este în București și că el așteaptă telefonul meu. L-am sunat, dar n-a răspuns. Dar nu despre asta e vorba. Era Ion Piso, extraordinar tenor, n-am să uit niciodată. Tot, știu toate melodiile pe care le cânta. Iar Evgeni Onegin era David Ohanesian. Ăsta a fost un prieten de suflet pentru mine, extraordinar. Eu de la el am învățat multe lucruri și am descoperit ceva nemaipomenit. Că prietenia adevărată nu moare niciodată. De la David Ohanesian. Acest David Ohanesian și cu Piso mă chemau la ei ca să-i acompaniez. Piso cânta pe Lenski din Onegin. Era senzațional, ce voce avea, grozav. Sigur că întotdeauna când îl văd pe Pavarotti sau pe Domingo, sau... întotdeauna mă gândesc la Piso, pentru că el a fost tenorul tinereții mele. Asta a fost o pauză. Dar în legătură cu strada, mai stătea Nicolae Mărginea. Stătea acolo, mai sus, pe Dimitrie Cantemir, Dimitrie, sau nu știu cum se spune, Dimitrie Cantemir, stătea Nicolae Mărgineanu, care astăzi este realizator de filme multe și care este cel care mi-a spus, un singur om am sărit din distribuțiile mele. Zic, sigur, adică pe mine. Vecinul. Dar nu-i nicio problemă, bine soțul că m-ai sărit. Soțul Maria Ploaie. Exact, soțul lui Maria Ploaie, care mai târziu, după ce știam de el, de ea,
a fost partenera mea în filmul Pintea. Și să nu uităm, este fiul profesorului Nicolae Mărgineanu, celebru profesor de psihologie, studiat în America și lovit, cum a fost și tatăl tău. Da, mă iertați că am tușit acum. Iar mai încolo stătea Părintele Lazar. Părintele Lazar, care vis-a-vis de casa noastră, noi suntem la 10, iar la 6 stătea cel care a fost doctorul Nicușor Maier, excepțional medic, la care eu îi spuneam Bilă. Și odată la operație de-a mea, lasă-mă să povestesc asta. Dermatolog, ce era el? Dermatolog, exact. Toate le știi, mă, eu plec acasă. Am terminat, mă, ce treabă am eu cu ăsta? Bă, de ce nu vorbești în locul meu? Pentru că nu mă cred. De cum să... Eu te cred, pe nu vezi că te cred și că răspund la tot. Dar mai lasă-mă și pe mine să spun că în sfârșit... Cere Florin Piersic să lasă vorbească. Florin, ai microfon. Hai mă că glumesc, mă joc și eu cu tine. Da, cu cine să mă joc aici? Dumnealor sunt aici mari șef și toți îi văd așezați pe scaune. Unul singur cu ochelari îmi zâmbește tot timpul de când am venit. Ceea ce e mare lucru. Mă copile, vreau să spun ceva. Le știi pe toate. Acolo, la numărul 6, stătea ăsta. Stătea Nicușor Maier, care mai târziu marele dermatolog și, în afară de faptul că era un doctor extraordinar, mă luam balon tot timpul. De asta eu i-am dat telefon și el, după ce m-a văzut, i-am spus, zic, nu mă simt prea bine, știți că am ceva și aș vrea să mă vedeți și nu știu. Și m-am dus la el. Nu pot să povestesc asta, pentru că dumnealor sunt oameni serioși și nu le pot povesti chiar amănunte. Și la ora asta. Și la ora asta. Dar nu, la ora asta e cel mai potrivit. Seara e periculos. Ora asta vreau să spun că atunci el mi-a spus, tu ai o boală care nu se poate vindeca decât cu niște injecții. Și eu mă gândeam, ce tot să este acolo? Și așa, și zice, să știi, trebuie să-ți dau 9 injecții cu ac lung. Zic, nu se poate, dar și zice, dacă vrei îți spun și cât costă, dar nu-ți spun pentru că le cumpăr eu, pentru tine, pentru că te iubesc încă de când stăteam pe stradă la voi acolo și eu nu știam că o să fiu doctor care sunt astăzi și te primesc cu plăcere. Unde ești? Zic, la Sighișoara. La Sighișoara, foarte bine. Te rog să vii cât mai repede, pentru că e chestie urgentă. Și zic, ce dracu să este așa? Zic, așa vorbește asta. Ca după aceea, mai târziu, când eu disperat m-am dus să-mi spună că o să-mi dea injecțiile alea, i-am spus, am venit. Ce mă fac? Domnul doctor, sunt dureroase injecțiile, nu mă interesează că dumneavoastră le plătiți. Cum îmi spui tu mie, domnul doctor, pe cum dracu să-ți spun Bilă, că noi spuneam Bilă. Și avea capul rotund. Zic, mă, Bilă, vreau să-ți spun ceva. Mă, nici o Bilă, nimica, nu, cu tare că te aud ăștia de aici și o să mă ia la mișto și pe mine. Bă, eu sunt medic mare aici în Cluj. Eu sunt știu. Și zic, ce faci? Hai, bă, că am glumit. Și atunci am înțeles de ce făcea el, că mi-a spus, știi din ce că făceam așa. De ce să iai așa? Pentru că eram în aulă cu studenții. Ăia râdeau de să cufureau pe ei, că ei știau că vorbește el cu Florin Piersic. Și de aia făcea din când în când. Nu mai râdeți, adică vrea să le spun. Zice, n-ai nimic, n-am nicio injecție, dar am vrut să te aduc mai repede la Cluj. Doamne, tot ce e în legătură cu viața mea, viața mea nu de profesie, că de profesie pot să vorbesc 5 ani, de tot ce mă leagă pe mine sufletește de Cluj. Și vreau să-ți spun atât. Acum, eu m-am născut la Cluj. Știi cine a fost doctorul meu? No. Dominic Stanca. Cel care are spitalul. Clinica de aici. Stanca. Exact. Ori, eu sunt prieten cu aproape toți doctorii din Cluj. Cu toți, nu toți, dar în orice caz, de exemplu, dacă îți spun profesorul care este Coman, doctorul Nicula, Roșianu, Hâncu, ăsta, îl știi pe doctorul Hâncu, a fost în emisiune la tine, bravo. Îl tot văd că apare cu tare, neobosit e omul ăsta, după aceea am pe profesorul Ciuce. Îl știi, ai auzit de el. Da. N-am făcut operații în viața mea, dar doctorul Ciuce mi-a spus
cum poți să vii, mă, din Budapesta? Puteai să faci aia, cum știi tu, la, ca să-mi scoată zi. Ce, nu la ce te gândești tu la tâmpen, să-mi scoată apendicele. Apendicele. Și zice, puteai să faci, nu știu cum se cheamă așa, boala aia, și mureai, mă. Cum ai venit? Zic, am venit, mă durea, dar cum am ajuns acasă, doctorul cu care locuiam, doctorul negru Agenor, mi-a spus imediat la spital. Când m-am dus, știu ce m-a luat, m-a pus pe masă, rapid. Și fetele mă țineau de mână, domn Florin, ce bine îmi pare, nici n-am apucat bine să le spun că sunt drăguțe, că eu la femei le spun, indiferent că le arată așa, uite așa, eu le spun, bă, dar frumoase sunteți, bă, m-ați înnebunit așa, pentru că la femei nu trebuie să le spui să ești deșteaptă, ești nobilă, ești deșteaptă, nu mă, spui, arăți bine, mă. Și ea crede. E bine să creadă, pentru că nimic forma, nu, pentru mine nimic nu e mai sfânt decât minciuna. Mă. Când minți, când minci, da, vorbesc serios, mă. Mă, tu cu cine crezi că vorbești, mă? Păi eu am mințit la... Lasă-mă așa, ți-ai scos ochelarii, bine acum ai făcut, acum mă vezi mai bine. Și asta am vrut să-ți spun, că m-a operat atunci, Ciuce. Dar mai am doctor din ăștia care i-am scris pe aici, doctorul Boc, ăsta care nu, nu-l cunosc, e slăbut, dar fiind mureșan, mureșanul, știi? Da, neuroopțion. Extraordinar, mi-a spus că din când în când, odată la 20 de ani, să fac niște injecții, că se cheamă, nu știu cum se cheamă, celebrolizin, da. Adică niște perfuzii. Le faci și că-ți merge mintea mai repede. Da, eu trebuie să mai meargă. Da. Cum? Îl ajută, da. Nu vezi că te-am găcit pe tine. Acum vrei iar să mă întrerup. Stai, stai să mai spun ceva. Mai vreau să pomenesc. Mai eu îmi fac treaba aici. Da, păi, da, știi, cum ai spus, dă-i drumul. Cum să spun. Nu fi nața în dragul. Ia uitați-vă aici, oameni buni. Dați-o pe iată. Asta e o poză grozavă. Păi asta e la 7 ani. Asta e poza la 7 ani. Da, la 7 ani, doamnelor și domnilor, dumneavoastră, dacă o vedeți fotografia asta, arată-o cu degetul ăsta. Când eram copil, aveam 7 ani și fotografia e făcută la cererea părinților mei, la fotograful din Cernăuț, după ce sora mea s-a înnecat în prut, dorind să salveze pe colega ei de bancă, Doina Puha. Fata generalului Puha. Fata generalului Puha, bravo. Ori vreau să spun că atunci m-au fotografiat, că au spus, dacă îl pierdem și pe Florinel, e o nenorocire pentru noi. Nu mai trebuie să trăim pe lumea asta. Și asta e fotografia. Iar asta e cealaltă fotografie. E acum. E acum, da. Ai văzut că țin mâna la obraz ca să nu vadă lumea câte riduri am. Mă, copii, mă joc. Vreau să-ți spun doar atât, că sunt foarte impresionat de faptul că mulți din cei pe care i-am pomenit acum, mai este și doctorița Roxana Filip, da, din Suceava, da, care este extraordinară. De care vorbeai când... Nu, e nepoata mea. Da. Mama ei e verișoară cu mine, doamna doctor Gheorghiu, Vera Gheorghiu, care a copilărit cu, da, mine și stai, doamnelor, domnilor, la asta vreau să mă refer, la copilăria mea. Făcând vacanțele în Bucovina, pentru că părinții mei sunt bucovineni, mama mea, cum v-am spus, din Valea Sacă, de lângă Gura Humorului, iar tatăl meu din comuna sau din satul, atunci era satul Corlata, comuna Berchișești, județul Suceava, acolo îmi făceam eu vacanțele și într-o zi, am spus prima mea poezie. Da. De la cine aveai poezie? O aveam de la verișoara mea, de la Lițica, cum îi spunem noi, Vera Malcinski, după aceea Vera Gheorghiu, pentru că a fost soția doctorului din Suceava, mare director al Spitalului Sucevean, doctorul Gheorghiu, și ea mi-a dat atunci poezia, cred că aveam 6 ani, 7 ani, cam la vârsta în care a arătat acea fotografie, și care spunea așa, acolo în fund, în margine de sat, la moară, care a prins să se învârtească, zăresc o colibioară printre pomi. Acolo-i casa mea cea părintească.
Acolo două inimi calde bat pentru mine, că sunt prea drag. Sunt două inimi calde, mama, tata, ce adesea stau și mă așteaptă în prag. Acolo mi-este leagănul prunciei și locul rugii mele către Domnul. Acolo am simțit plăcerea vieții și visul dulce, cum era și somnul. Iar dacă azi mai am căsuța asta, să-mi dea castelul, castelul cel mai cu renume, n-o dau. Acolo e casa mea cea părintească și numai una singură pe lume. Asta e prima poezie pe care am spus-o în viața mea. Neștiind, dragul meu, Sergiu, neștiind, nici nu m-am gândit vreodată, nici elev de liceu când eram, nu m-am gândit niciodată că o să fiu actor. Nu. Eu doream să fiu medic veterinar sau ca preot. Tata? Ca tata. Exact. Sau preot ca bunicul. Și atunci, cine? Ca bunicul preot, nu? Ca bunicul preot. Mă rog, nu m-am gândit chiar la el, dar îmi plăcea ce se întâmpla la biserica din deal aici, din Cluj, pe strada bisericii din deal, unde mă duceam la Paști, la Crăciun, sau mă duceau părinții mei. Și eram pentru prima dată în contact așa cu atmosfera asta de biserică. Oamenii veneau, se rugau, erau îmbrăcați frumos. Era ceva cu totul special. Dar, din cauza unei poezii, tu știi foarte bine că ți-am povestit, când profesorul Scurtu la liceu, eram în clasa 11-a, da, eu am terminat cu 11 clase, atunci el a spus, care dintre voi vreți la sfârșitul sărbarea de sfârșit de an să spuneți o poezie. Și pentru că totdeauna Scurtu îmi spunea, acum rămâneți cu Florin, adică cu mine, ca eu când dumnealui lipsea, eu să-i țin de vorbă, să le povestesc din doxuri, din cei trei cercetași, ce citeam eu și ce-mi plăcea. El mi-a spus, bine, Piersic, tu. Și atunci m-am dus acasă și mama mi-a spus să spui nebuna. Zic, care? Ce nebuna? Zice, nebuna de George Coșbuc. Seamănă cu situația noastră. Sora mea murise și tatăl meu era arestat politic, pentru că fusese împreună cu toți clujenii, intelectualii din Cluj, și nu numai din Cluj, din toată România, era liberal tătărășcean. Și atunci toți... Să-mi dai voie să zic ceva. Da. Bag ceva, surpriză. Ce? Surpriză. Dar numai atâta să termin, și asta vreau să spun, că am luat această poezie și cu această poezie am spus-o în față, la sfârșit, o serbare de sfârșit de an, am spus-o în fața părinților, copiilor care erau odată cu mine și care terminau și ei liceul, în fața profesorilor și în fața asistenței care era atunci în sala de sport a liceului Racoviță, se cheamă acum. Liceul 3. Seminarul pedagogic universitar. Acolo am terminat eu liceul. Să-mi dai voie să fac o... Și am recitat-o și copiii, colegii mei. Nu, bravo, au venit și au spus, bă, nu ne-am așteptat, bă, cum ai spus-o. Iar mamele colegilor mei au venit la mama și au spus, doamna Piersida, el e grozav, cum a recitat? Mi-a venit să plâng cu tare. Eu vreți să vă spun ceva. Vreți să spun ceva? Vreți să vă spun ceva? Eram talentat. E clar. Numai atâta vreau să spun. Vă dați seama că eu am făcut școala, adică școala primară, am făcut-o la școala care se chema Maica Domnului, la Călugărițe, Călugărițe catolice, care erau, dacă știți, dumneavoastră care sunteți din Cluj, care cunoașteți Clujul, de la Casa Studenților venind spre universitate, spre librăria universității, da? Pe stânga e o poartă, în poarta aceea acolo, înăuntru, era această școală Maica Domnului. Și atunci am jucat eu primul meu rol în viață, ce credeți că ce am interpretat eu atunci? Pe Pilat din Pont, cel care
îl condamnă pe Iisus, mi-aduc aminte, colega mea, Gilda Samoilă, o chema pe fata care juca, era frumoasă de nu-i adevărat, care juca pe Hristos. Și era și ea cu mine la școala aia. Și atunci a venit Sandu Rădulescu, un actor de la teatru din Cluj, da? De pe vremea aia, și a venit la mama mea și a spus, dar ce, e ceva, nu-i adevărat, băiatul ăsta cu toate. Și nu ne-am băgat de seamă că e talentat, că nu știu, dar jucasem pe Pilat din Pont de un nebunit aia cu toții. Și atunci îți dau acum cuvântul și momentul în care eu am spus această poezie. Colegii mei de clasă cu care jucam la Victor Babeș, la doi pași de aici, nici nu-i departe de unde suntem noi doi, acum? Domnule... Sergiu, bine, Sergiu, Sergiule, la doi pași de aici e Victor Babeș. Da. Și la Victor Babeș m-au luat colegii și au spus, vino mă să spui că e o selecție pentru despre cei care... Despre aia vorbim în planul 2. Bine. Gata, bine. Normal. Am luat cuvântul. Întâi să mulțumesc sponsorului emisiunii, restaurantul Chios. Și acum vă rog să vă uitați, îl veți vedea pe Florin Piersic, da? Cântând în priză directă, adică live. O piesă minunată în care se vede clasa actoricească și uitați-vă numai ce final e în stare să facă copilul ăsta de 88 de ani. Hai! Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última. Última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, 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 bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después.
tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Ay, 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 bésame, bésame mucho, bésame. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame mucho. Ați remarcat, da? Da, ce ați remarcat frumos. Ce? Nu, da, cântat frumos și nu știam cuvintele și mi le-am scris pe o hârtie. Tu ai fentat-o cu hârtia la final, l-ai folosit-o. Da, bine, bine, nu știu, hai, salut, da. Actorul, da. O întrebare să-l încurc. Pe mine, da. Ce aveai în mâna dreaptă când ai mers la admitere în București, la examen? București, am plecat la examen și mama mea mi-a spus, Florinel, dragă, vreau să... Era peltică. Florinel, vreau să spun ceva. Te rog foarte mult, dar foarte mult, când ei, când te cheamă la examen, să dai drumul la greu care o să ți-l pui în palmă. Uite, pungulița asta e cu greu sfințit. Aruncă înainte de a intra și ai să vezi, ai să ai noroc. Am intrat... Michi Niculescu, care era actor la Pitești, mai târziu nu da. Mai este, sunt sigur că nu mai este. Michi Niculescu a spus, și acum unul din Cluj, care îl cheamă Piersic Florin. Și eu am și intrat și în momentul ăla am văzut ceva grozav. Doamna Elena Negreanu, care mă pescuise la Cluj, la Cluj da? Împreună cu Pia Plosca, care trăiește și care mi-au spus zilele trecute că e în Cluj și trebuie să o văd, și Lucian Flămându, noi eram cei trei reușiți. Și vreau să spun că doamna asta, Elena Negreanu, Dumnezeu să o odihnească, pe care am adorat-o, am multe povești cu ea, dar nu avem timp să le spunem. Doamna Elena Negreanu, când am intrat, Elena Negreanu s-a întors pe doamna Sadova, care nu știam cine e, dar care era președinta comisiei, și a spus, ăsta e. Și când am văzut asta, ăsta e... Crescut sufletul. Cum? Dar m-am gândit, zic, mă, înseamnă că a vorbit de mine. Am intrat, știu că vă spun ceva care poate că am scris în cartea asta mea, vreau să vă spun atât. Jur că spun adevărat, nu am de ce să nu vă spun. N-am spus poezia, că n-am apucat, pentru că în clipa când am intrat și, vă rog, asta e, eu m-am așezat pe scaun și am văzut că unul dintre actori, Septimiu Sever, mare prieten cu mine și care a murit în Canada, vreau să spun, am fost la el, mă rog, e poveste lungă, vreau să vă spun că se uita așa de lung la mine, dar nu în ochii mei. Și când mă uit, am văzut că am un fir alb pe costumașul ăla pe care l-aveam eu. Da. Și atunci am ridicat aia și am zis, e blondă. Și comisia a început să râdă și atunci doamna Sadov a spus, spune o întâmplare din viața ta. Și eu am spus, o întâmplare? Tristă sau veselă? Că eram... Alege. Aveam limbariță. Da, da. Adică n-am fost niciodată... N-ai pierdut-o, stai liniștit. Așa. Nu, domnule, spun. Da. Mă întreabă cineva, ce faci, cât ai la picior? 4-6.
46, am 47, dar am zis 46 ca să vedeți că nu trăiesc pe picior așa de mare. Nu glumesc acum. Omule, îți jur că îți spun adevărat. Am povestit întâmplarea tristă, știu de ce am vorbit de sora mea care se necase în prut, și ei erau așa de impresionați de povestea mea, pentru că eu am spus exact ceea ce am simțit. Vrei să spun ceva? N-am știut că mă duc la teatru în București să mă fac actor. M-am dus pentru că veterinar, nu la Cluj am reușit la selecția asta. Da. Zic, hai să mă duc să încerc și eu acolo, ce-o fi. De unde să știu eu că o să reușesc? Dar aici o poveste așa de lungă pe care o puteți să o citiți. Și la ieșire, stai că nu te las. Nu. La ieșire din sală, cine era pe hol? Pe hol era mama mea care toată noaptea venit cu trenul. A venit cu trenul. Hai că te-am prins, te-am prins. Ca să poată să știe că am fost și că exist. Și când am ieșit de acolo, i-am spus, mama, am reușit. Dar greu, Florinel, greu, greu. Zic, am uitat. Nu i-am dat drumul. A fost cu tine asta. Și în momentul ăla a ieșit doamna Sadova, după aia mi-a fost profesoară. De unde să știu eu cine era în comisia aia? Erau toți numai fiare din astea, actori extraordinari. După aceea am aflat Antoniu, Ramadan și așa mai departe. Și în momentul ăla a ieșit doamna Sadova și a spus, cine e doamna? Zic, e mama mea. Doamnă, vă felicit pentru băiatul ăsta. Și atunci eu, mama mi-a spus, vin, o să-ți dau o prăjitură. Și am coborât din institutul ăsta. Hai să mai prind și pe mine. Și m-am dus acolo cu ea la prăjitură, că am reușit. Băi, ce mai târziu mai s-a întâmplat. S-a fost și chiar tata era arestat și a venit telegrama. Nu puteți fi primit în institutul cinematografie din cauza că tatăl dumitale nu e liber, e arestat. Toți erau intelectuali din Cluj, din toate orașele țării, toți erau arestați, pentru că erau un partidul liberal tătărășenia. Și erau un partidul țărănesc, partidul mai care zi. Ce mai vrei să mă mai întreb ceva? Nu, că vreau să schimbăm registrul un pic. Aici te-am prins cu asta, te-am prins. Trebuie să recunoști. Da. Ia zi-mi. Ascultați, domnule, el a avut de mic chestiunea asta de lider. Lider recunoscut, nu impus. Ce? Lider, adică șef de grupă. Da. Ce a făcut auzi? Asociația Sportivă Vultul. Vultulul, da, eu eram în cartierul Andrei Mureșan, toți jucam fotbal. Aha. Eram înnebuniți după Universitatea Cluj. Da. Care era strigătura noastră? Strigătura noastră era Haideu, Haideu, bagă golul, bagă golul, Constitu, Haideu, Haideu. Mă, eram înnebuniți. Duminica ne întâlneam cu toții pe Floșter, cum se spune în Ardeal, care nu știți, Floșterii, trotuarul ăsta mare, strada eroilor cheamă acum, și acolo era o cofetărie Căpușani, și acolo mâncam cremșnit, un cremșnit, mama îmi dădea bani, mai dădeam și pe la colegi, nu știu ce, după care mergeam la fotbal, ca să ce, să sutăm, că stăteam la peluză și mergeam cu două ore înainte ca să vedem pe cine, pe Coracu, pe Vigu, pe doctorul Luca. Era centru halfa. Știu toată echipa din Cluj, echipa universitară. Și tu ce jucai fotbal în echipa voastră? Ce post? Cine? Tu. Centru înaintaș, dar cu cine vorbești tu acum? Păi ce am spus credeai? Nu, domnule, în poartă era Bilă ăla. De care de care îi spuneam eu, și care m-a înjurat odată de mamă, că eu pe stradă în Cluj, mergând, tocmai pe la Casa de Cultură a Studenților, treceam cu mașina și îl văd și îi spun, ce faci, mă, Bilă? Și s-a întors și m-a jurat de mamă. Nu-ți rușine, mă. Păi zice, cum îmi spui mie, care-s rector aici, în Dumnezeu? Zice, tu îmi spui Bilă? Altceva vreau să-ți spun, mă, am fost într-un turneu, dacă nu spun asta, am fost prost. Am fost într-un turneu la Moscova. Toate artistele noastre, Cela Dima, Elvira Godean. Da, voi, fiți pregătiți acum că urmează, eu știu. Nu urmează nimic, vreau să-ți spun că toate erau îmbrăcate cu blănuri. Erau nemaipomenite. Artiste, stăteam la Hotel Pekin. În mijlocul Moscovei. Da. Elegant, măi, rușii ăștia au o bolă. Îți spun și ție, Aida, care e aici cu noi. Mă, vreau să spun atât.
erau înnebuniți toți care mergeau la Moscova, că totul era mare. Flori imense de 2 metri, vase grozave, aurite, scări, da. Mă, totul, și acum cred că tot așa, că da. Putin nu s-a schimbat deja. Păi, mă, am văzut cum intră el pe acolo da. Și o mie de oameni da. Aplaudă. Mamă, dacă eu aș fi avut atâtea aplauze la ora asta, eram împăratul Europei. Fii atent aici. Și ne ducem acolo. Și toți acolo, ăsta, mă, zic, ce am ajuns aici, hotel, Pekin, cu tare. V-au pregătit așa? Primii de... care au luat cheile au fost Vicky Moldovan, pe care l-am iubit și datorită lui și a lui Dominic Stanca, soțul lui Angela Moldovan. Bravo! Ori vreau să spun, Vicky Moldovan și Bibanu, Dem Rădulescu, au fost primii care au luat cheia. Și deodată apar în capul căsărăzii, s-au dus, s-au văzut în capul scării și vede pe toată lumea. Era Sica Alexandrescu, Zaharia Stancu, Gelerter, mă, și Dumnezeii Teatrului Românesc. Erau plus actorii aia. Și el a strigat, liniște! Liniște! Mă, toți s-au înțepenit, toți. S-au uitat la el și el zice, atenție! Să nu vă pișați în flori, că ruginez microfoanele. Ni s-a spus, au obuțit, după aia au râs, pentru că nouă ni s-a spus, fiți atenți ce vorbiți acolo, că rușii ăștia s-ai dracului, fac ei pe mâine, mai înțeles? Așa, cămașa din partea dreaptă acolo, că... Unde? Asta? Cămașa afară? Că știu că se uită... Dar lasă-mă, nu se uită nimeni. Bă, e frumos, mine. Frumos. Așa, și asta am vrut să spun. Adică să uite. Păi ce să se uite la cămașă, mă? Mai bine o vedeți. Mai de filmat, mai filmați și partea de jos, că partea de jos ați văzut-o. Mă, copii, mă, vreau să spun atunci, am râs de ne-am făcut pe noi, pentru că și ăștia toți, nu s-au supărat nimeni, pentru că nouă ne-au prelucrat înainte. Fiți atent, mergeți în Rusia. Și altă întâmplare care trebuie să ți-o spun. Am fost în vizită la Patriarh. Da. Ăsta, Daniel, da. Îl țin minte numele lui, că pe băiatul meu ăla mai mic, da. Care l-am cu Seleș, da? Cu Anico Seleș, cu Ana, Ana asta de acum, da. Ana Anico, Anico Seleș, cum da. Se spune. Bun. Știu, în limba maghiară, da. Cuvintele le știu multe. Da. Ce zice, o că o de echipohar, viză, știu multe, dar vreau să spun doar atâta. Că despre ce vorbeam? Vorbeam cu la Patriarh. Da, la Patriarh. Și m-a dus și ăla care a venit acolo zice, să știți că a fost domnul Băsescu. Zic, și ce legătură are? Păi zice, v-am adus aici, dar nu puteți să stați mai mult de 20 de minute. Zic, dar de ce? Ce, plânge lumea? Sau ce? Zice, nu e bine, n-are timp Patriarhul să vorbească. Daniel. Și zic, mă duc acolo, de atunci fac trec peste poveste, că povestesc repede, de atunci eu sunt consilier al Bisericii Ortodoxe Române, consilier al lui, al Patriarhului. Al lui Patriarhul, al lui Daniel, mă iubește. Ultima dată când am fost la el în vizită, m-a ținut o oră, dar atunci m-am așezat și când am văzut acolo, zice, vrei să bei ceva? Eu am crezut că cafea, sau cum se obișnuiește de obicei, da. Cum și voi aici, n-ați avut de lucru, mi-a zis cafea. Da. Pe asta îmi trebuia. Nici Gadola nu bău cafea, că dă seama că nu poți să bei cafele peste cafele. Da. Eu am băut acasă ca să fiu în formă. Și nu sunt în formă. Dar stai un moment, ce spui, mă? Ce era în paharul ăla? În paharul ăla nu era, mă, niciun pahar. Era o sticluță mică cu un fel de lichior, cum să zice. Aha. Și m-am gândit, zic, mă, ce căcat de ăsta, ce să beau eu lichior din ăsta? Zice, vrei puțin? Zic, nu, puțin, mai mult. Și mi-a dat, zic, mai turnați un pic. Lui plăcea că eu eram așa deschis. Degajat, da. Eu n-am chestii din astea, că, vai, sunt fața lui cutare. Nu contează cine, toți sunt oameni. Nu-i niciunul mai presus decât celălalt, dar decât cu funcția. Lasă-mă să termin. Și ajung acolo, la Patriarh, și povestim, și povestim, și spun, și beau ăla, și zic, dar dumneavoastră nu bega, beau și beau și eu. Și mă povestesc, zic, o trecut 20 de minute, să știți că eu trebuia să plec. Zice, nu, nici vorbă, nu pleci. 9 minute mai avem. 9 minute da. Din emisiune, 4 ani de la... Nu, atunci stai. Da. Și atunci vreau să spun că
m-a ținut, m-a ieșit afară și a zis, mă, dar eu știu că tu știi bancuri. Așa, fiți atenți aici. Stai, mă, că nu știi că ce bani vreau să spun și eu spun. Nu știu, dar știu că ai fost un banc frumos. Știți, prea sfințite, prea fericite, prea fericite, mă rog, știam cum să spun și știu și acum, dar dacă mi-ai spus că mai sunt 9 minute, mai nenorocit. Să nu mă mai chemați, mă, niciodată, că cu mine trebuie să stai de vorbă, să o pot să-ți spun că, da, da. Nu, las că venim o dată și taci din nu mă înregistrăm. Și în momentul ăla când am ieșit, zice, spune-mi, Florine, un banc. Și atunci am spus, un evreu se întâlnește cu vine din Israel și se întâlnește cu un român. Și zice, vreau să te întreb ceva și vreau să știu ce mai face pisicuța aceea mică, angora, la care îi dădeam un chil de lapte, la care moldoveanul zice, păi ce să fac, a murit. A murit? Ce da. Extraordinar. Și cum mi-ai spus, așa, direct, așa, puteai să-mi spui pe ocolite, nu? Că e în pivniță după șoriceii, sau, mă rog, sau că e în pod, sau ceva. Sau e pe acoperiș, la care... Zice, da, și ce mai face taică? Tu zice, ce să fac? Pe acoperiș. Am crezut că mor. Asta i l-am spus patriarhului. Și el orând, el mă tot sărte, dar nu mai avem timp că i-am spus. A, vreau, nu plecăm fără să ne spui poezia e splendidă, da. Dor de Cluj. Oameni mulți. E scrisă de domnul Ion Sanda. Sanda. Da, Ion de la Sanda. Târgu Jiu. Astăzi am aflat de la domnul, de la cel care se ocupă în mare măsură de existența mea, Drăghescu e actor, da, la Târgu Jiu, l-am întrebat de Ion Sanda că am de gând să nu să spun, o știu, dar vreau să o citesc frumos. Și mi-a spus, Ion Sanda e foarte, dar foarte bolnav. Am vorbit acum o oră cu acest actor de la teatrul Elvira Godeanu, care mi-a fost parteneră și pe care am iubit-o grozav, și ea pe mine. Atunci, intrând la ea, prima dată în casa ei, marele pragăr, mare constructor, da, de blocuri, da, și de asta, când eu am intrat, am spus, am văzut un tablou cu ea și zic, Doamnă, ce frumoasă ați fost! La care pragăr a început să râdă. Și zic, vă rog să mă iertați, știu că am greșit. Nu, sunteți și acum. Zice, lasă, Florin. A spus pragăr, nu uit veci. Așa o să se întâmple și ție peste câțiva ani, când cineva va vedea un tablou cu tine sau o pictură sau o fotografie și o să spună, ce frumos ați fost. Așa ați văzut ce frumoasă pregătire a făcut. Și numai atât vreau ca să intre la poezie. Ce frumos acest, a pregătit, da, terenul. Eu vreau să, nu știu dacă am pregătit terenul, dar mă uit pe poezie cu toate că le știu. Știu foarte multe poezii. Da. A fost datorită profesorilor mei, doamna Negreanu, Sadova, care mi-au spus să înveți poezii. Și eu m-am executat. Toată generația mea. De altfel trebuie să vă spun că din generația mea mai trăim 3 sau 4 din 22 de actori și artiste care au terminat facultatea. Mă gândesc la ei și mă rog la Dumnezeu să-i odihnească acolo unde sunt. Pentru că au plecat în stele. Dumnezeu să-i odihnească. Ia să auzim. Foarte fain. Se cheamă Dor de Cluj. Mă poartă iarăși pașii prin parcuri cu castani, mai aurit octombrie se așterne în priviri. Revăd acum orașul Cluj după atâția ani și îmi inundă gândul tăcutei amintiri. Cuprind cu ochii zarea din vârf de cetățuie și peste turnuri zvelte trag Clujului conturi. Stă soarele într-o lungă, feleacul să-mi-l suie. Câte schimbări din baci în mănășturi. Trec someșoagale prin căi
adiacente și prin grădini cu sere zănate, că mă tot duc, un colț de rai e acolo sub bolțile decente și umblu toată ziua ca-n codru un haiduc. Sunt obosit de freamăt, la croco fac o haltă, aici oglinda zilei e plină de îndrăzneli, ascult vorbe domoale în mine cum presaltă. La clinici e tăcere, se vindecă îndoieli. La casa studenției serata e întoi, un sunet de chitară răsună în foaie. Îmi vine să plâng, sună în foaie. La bal bobocii intră în rânduri câte doi, vezi, și-au trimis cocorii sulițele spre cer, colind la braț cu toamna pe străzi de altă dată. Îmi iese în cale teatrul, e același cum îl știu, și joacă chiar aceeași piesă, doar trupa s-a schimbat. Unde or fi actorii? Încă nu-i târziu. Aleile din parcuri au porțile deschise, acolo pe o bancă, pe o bancă mă așteaptă cineva. În fața catedralei trec clipele prin vise și îmi întinde mâna chiar tinerețea mea. Bă. Mulțumesc, oamenilor. Ia uitați-vă dumneavoastră ce am aici. Da, asta este cartea care am scos-o eu la Bookzone, editura Bookzone din București, și se intitulează Viața este o poveste. Vă spun adevărat. Am scris-o, cum să vă spun eu, așa cum vorbesc cu dumneavoastră, așa cum am vrut să vorbesc astăzi, să fiu deschis cu dumneavoastră, să nu vă ascund nimic. De asta îmi pare rău, că nu am o emisiune în care să viu și dumneavoastră câțiva, câți sunteți, nu câți sunteți, pentru că poate sunteți destul de mulți, să-mi puneți întrebări și eu să vă răspund la orice. Ori această carte pentru mine mă reprezintă, pentru că eu am dorit și începutul cărții să fie scris de tatăl meu, dar de tatăl meu care nu știa când a plecat din viața mea, nu știa că într-o zi voi scrie o carte în care el va face prefața. Așa se cheamă, prefața cărții. Da. Și atunci eu am pus această prefață și după aceea încep poveștile mele. Știți câte ar fi fost? Atâta ar fi trebuit să fie cartea. Atât, că ai s-o-ți lua. Îmi vine mie sarcina plăcută să rog, închid. Dar nu înainte de a spune așa ceva. Uite, bunul lor prieten Dan Negru zice așa. Îmi doresc ca cei care o să citiți aceste rânduri târziu, voi cei care nu ne-ați fost contemporani, să știți că măsura lui Florin a fost omenia. Ce frumos! Și ce zice el? Că în momentul în care nu voi mai fi, să ziceți că e o glumă. Oameni buni! Mulțumesc lui Florin, mulțumesc restaurantului Chios că ne-a sponsorizat și vă rog pe dumneavoastră să rămâneți optimiști. Ați văzut astăzi o emisiune cu sufletul pe față. La bună și vedere. Eu vă bună vedere și mulțumesc Bădescu. Da. Ție îți mulțumesc și lui Ilea care a făcut aici, nu știu cum se cheamă, a făcut și el treaba lui. Mulțumim, s-a dus mulțumesc. Generic. Mulțumesc eu. Eu mulțumesc. Noi intrat toate. Ai văzut? Dar acum asta ultima... Nu, acum s-a dus, s-a dus.